public, bună ziua tuturor, celor care azi sunteți prezenți din îndemnul inimii aici la Complexul Sportiv din oraș Telenești pentru a consemna acest eveniment important din viața sportivă a raionului, aniversarea a 5 ani de la formarea Asociației Raionale de Fotbal. Mulțumesc, domnul președinte Raionului, domnul președinte Asociației Raionale de Fotbal Telenești, domnule președinți de onorifici, fotbaliști și amatori. Țin de ocazia și vreau să salut echipa de veterani a fotbalului moldovenesc, dacă se poate aplauză, care acum a sosit la meciul care va urma, meciul amical, pe parcursul la 5 ani, de acum când a căpătat drepturile juridice Asociația Raională de Fotbal, este mai multe la dumneavoastră măsuri fotbalistice, inclusiv și campionatul mai puternic cu mai multe echipe și cupa, și noi toată vremea susținem activitatea dumneavoastră. Mergea din partea noastră ca amintire 5 ani de activitate în Muzeul Federației de Fotbal. Deci astăzi, într-adevăr, pentru noi este o sărbătoare, nu numai pentru veterani, pentru toți amatorii și pentru copii. Acest meci este o tradiție. An la rând, selecționata noastră de veterani din Telenești face întâlniri amicale cu veteranii din Republica Moldova. Aceasta se datorează mulți federații moldovenești de fotbal, care permanent ne ajută cu un sfat, cu moral și susține material cu atât mai mult. După cum menționat președintele raionului, construim terenuri pentru mine fotbal cu ajutorul federației, trecem măsuri începând de la copii, terminând cu veteranii, tot datorită susținerii federației. Federația în prezent are un merit vădit. Și în primul rând Pavel Ciobanu, domnul Cojocaru, care prezent permanent la Telenești. Noi și de atâși am solicitat ca să fie echipa de veterani a Republicii Moldova, pentru că tineretul care crește acum de mici, lasă să vadă foștii jucători, adică fotbaliști, care au jucat în echipe performante. Mă gândesc că pentru dânsi e foarte important și pentru noi tot, ca în orășeală noi, că să vină așa echipă de fotbal ca veteranii selecționați în Moldova de veterani. Asta e foarte important. Un stimul foarte mare să fie și, mă gândesc, că vedeți copiii de la școala sportivă, am adunat pe majoritatea, să fie implicați în măsura de astăzi. Trebuie să deprindă, să dăm un imbold înainte, că totuși fotbalul e regele sportului și e ambasadorul păcii. По мере возможности я с удовольствием всегда откликаюсь на эти просьбы, хотя у каждого из нас есть много дел, и семьи, и работа, и какие-то прочие дела, но бросаем все, и когда надо поехать, особенно в район, это, с удовольствием это делаем, потому что увидим много людей, людей, которых мы давно не видели, может, как болельщиков, которые нас не видели никогда. Хочется сделать какое-то приятное, чтобы люди о чем-то помнили долгое время. Поэтому, я думаю, пока у нас ноги двигаются, мы можем играть, я думаю, что мы будем приезжать. Я думаю, что тот вклад, который делает Федерация футбола в районе, это принесет все равно свои плоды. Это очень хорошее дело, и как бы это и обязанность, и еще от, лично, наверное, Павел Георгиевич придает значение именно большое значение районам. Потому что от районов многое зависит.